Lucrătorii din presa sălășană, membri în Asociația Jurnaliștilor din Sălaș, au ales astăzi în cadrul adunării generale asociației structura de conducere. Astfel, Daniel Său, ca jurnalist cu experiență în domeniu și managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, a fost ales pentru un nou mandat la președinția asociației, în timp ce colega noastră, Cristina Puie, a fost reconfirmată în funcția de vicepreședinte. Tot sălăjanul dă și secretarul asociației, funcție care va fi ocupată și în următorii 4 ani de colega noastră, Bianca Blaj. Rodica David de la Radio Transilvania este cenzorul asociației. La adunarea generală de astăzi a fost aprobat și exercițiul financiar al asociației pentru anul 2013, precum și programul de activități pe anul 2014. Programul include editarea în continuare a anuarului presei sălăjene, organizarea galei presei sălăjene, editarea publicației online gazetarul.sălaj.ro, implicarea asociației în proiecte culturale și educaționale în municipiu și în județ, organizarea de întâlniri dedicate membrilor asociației și familiilor acestora. Asociația Jurnaliștilor din Sălaj este o organizație non-guvernamentală afiliată la CNS Cartel Alfa și la Convenția Organizațiilor de Media.